Când Dumnezeu intervine în viața unui om, nu întotdeauna intervenția lui Dumnezeu se traduce în momente de liniște și pace. Mă gândesc la exemplul Mariei, mama Domnului Isus. A fost înștiințată de îngerul Gabriel că urma să-l nască pe Mesia. Însă Maria, pe bună dreptate, este contrariată, întrucât ea era doar logodită cu Iosif. Și atunci ne întrebăm de ce Dumnezeu, când intervine în viața unui om, complică lucrurile. Pentru că gândiți-vă, viața Mariei urma să fie una destul de complicată. Oare ce va spune Iosif? Cu siguranță nu o va crede, fapt adeverit în primele momente din Evanghelia după Matei. Oare ce vor spune cei din casa lui Maria? Sau din satul Mariei? Cu siguranță viitorul Mariei s-a complicat. Însă când Dumnezeu intervine și schimbă normalitatea, nu întotdeauna lucrurile sunt înspre o așezare liniștită a lucrurilor. Mă întreb ce faci când Dumnezeu intervine în viața ta? Care e răspunsul tău când Dumnezeu aparent complică viitorul? Răspunsul potrivit este asemănător Mariei. Deși Maria nu înțelege cum va fi posibil o astfel de împlinire profetică, răspunsul ei este pilduitor pentru noi. Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Deși nu întotdeauna viitorul arată cum ni l-am imaginat noi, deși câteodată viitorul, atunci când Dumnezeu intervine în viața noastră, poate fi complicat sau chiar greu, întotdeauna când Dumnezeu intervine, viitorul va fi măreț. Dumnezeu nu a promis o viață ușoară, dar a promis o viață măreață, alegând să împlinim cuvintele sale. Răspunsul pe care te invit să-l dai atunci când Dumnezeu intervine în viața ta și nu înțelegi cum intervine, de ce intervine, este asemănător Mariei. Iată roaba Domnului. Facă-mi se după cuvintele tale.